Ion Gheorghe Maurer a studiat științele juridice și a activat ca avocat, calitate în care a reprezentat în instanțele juridice pe ilegaliștii comuniști români. În anul 1937 a devenit membru al Partidului Comunist din România. În guvernul Petru Groza a fost numit subsecretar de stat la Ministerul Comunicațiilor și Lucrărilor Publice. În același an a făcut parte din delegația care a participat la conferința de pace de la Paris. A fost numit ministru de externe în 1957 în guvernul condus de Chivu Stoica. În 1958 a fost ales președintele Prezidiului Marea Adunări Naționale, funcție de șef de stat. A fost ales membru al biroului politic al CC, al PCR, în 1960, poziție pe care a păstrat-o și după numirea sa ca prim-ministru în 1961. În lupta pentru putere care a urmat după moartea lui Gheorghe Gheorghiu Dej în 1965, Maurer, împreună cu Emil Bodnăra și Manea Mănescu și alți membri importanți în CC al PCR, l-au sprijinit pe Nicolae Ceaușescu împotriva lui Gheorghe Apostol. În anii care au urmat, Maurer a contribuit la consolidarea puterii lui Ceaușescu, de exemplu, prin înlocuirea din funcția de ministru de externe a lui Corneliu Mănescu. În perioada cât a fost prim-ministru, a condus 5 guverne succesive, din 21 martie 1961 până la 28 martie 1974. Neînțelegerile dintre el și Nicolae Ceaușescu s-au ascuțit în timp, fiind extrem de cunoscute scandalurile pe care le avea cu cel care voia să devină conducător absolut. În memoria activiștilor de partid stă încă nelămurit un moment important, accidentul de mașină pe care l-a avut Ion Gheorghe Maurer în 1972. Ca urmare a acestuia, Ceaușescu l-a înlăturat pe Maurer de la șefia guvernului, trecându-l la pensie. A fost un atentat sau o întâmplare cu efecte neașteptate? Lavinia Betea, autoarea mai multor cărți dedicate istoriei nomenclatorii comuniste, a încercat să afle într-un interviu dacă există un motiv ascuns al accidentului. Ce ați făcut atunci când prerogativele funcției dumneavoastră fuseseră astfel anihilate? L-a întrebat pe Ion Gheorghe Maurer. I-am spus lui Ceaușescu că îmi dau demisia, a fost răspunsul lui. Și pentru că lucrurile nu puteau să iasă cum le plănuise el, din cauza mea, mi-a organizat un accident de mașină, a povestit Ion Gheorghe Maurer. În cartea Vânător cu Ceaușescu și nomenclatura, publicată la editura Tipomor, inginerul Silvic Lucian Dincă, organizatorul Vânătorii, povestește. Mașina Serviciului de Circulație a Miliției din Sfântul Gheorghe se afla în fruntea coloanei, fiind distanțată la circa 1-2 km de restul mașinilor. Urma o mașină a circulației din București, un BMW, în care se aflau două persoane din garda președintelui Maurer, așezate pe bancheta din spate. Această mașină era la circa 300-400 de metri în fața jeepului, mașină de teren americană de 320 de cai putere. Maurer stătea pe bancheta din față ca de obicei, cu geamul coborât, având ca partener pe primul secretarul Chirali Carol. Noi eram la circa 50-60 de metri în urma jeepului. Mașina miliției, circulației din București, trecuse de punctul superior al pantei și ieșise din câmpul nostru vizual. Pe botul pantei, în direcția opusă circulației noastre, se afla parcat, în afara șoselei, un autoturism mic, marca Trabant, care se oprise regulamentar la somația miliției antemergătoare. Jeepul prezidențial se afla la jumătatea pantei, în urcare. Noi, urmându-l îndeaproape, deodată, brusc, apare un camion care, după ce izbește Trabantul, spulberându-l practic în bucățele, de nu i s-a mai găsit nici numărul, virează puternic în stânga, intrând în plin în mașina din fața noastră. Deși impactul a fost deosebit de puternic, jeepul nu a putut fi dezmembrat. Din fericire, mașina fiind robustă, ea a fost împinsă și masată în malul drept al șoselei. Cu fața însângerată, căzut peste bord și scaun, se afla președintele Maurer, care gemea de durere. Era totuși conștient. Printre gemete, am descifrat și o remarcă amară. M-a omorât nenorocitul. Președintele a ajuns pe mâini bune. De fapt, el a fost cel care a dispus.
să mă duceți la doctorul Liviu Chișu, la Sfântul Gheorghe. Chirali, la izbitură și-a mușcat limba, întrucât nu putea vorbi, mi-a scris pe o hârtie: du-te la partid și raportează evenimentul secretarului general, ceea ce am și făcut. Formând numărul telefonului guvernamental, am solicitat legătura cu cabinetul 1. După ce mi-am făcut prezentarea de rigoare, am fost interogat asupra obiectului comunicării pe care am relatat-o pe scurt. După o scurtă pauză, în care șeful de cabinet a făcut legătura solicitată, am auzit în receptor, pe un ton dur și amenințător, intervenția lui Ceaușescu: ce ați făcut, nenorociților? Las că vin eu acolo și vă destitui. Se înțelege că nu am putut părăsi sediul, deoarece au fost necesare răspunsuri la diferite solicitări centrale ale Ministerului de Interne, ale șefului cabinetului președintelui, ale Ministrului Sănătății, Burghelea și așa mai departe. A doua zi, la prima oră, a aterizat pe stadionul municipal elicopterul prezidențial. Ancheta a fost condusă direct de Ceaușescu. Maurer a decis: eu nu plec din Sfântul Gheorghe. După circa 2 săptămâni, au început pregătirile pentru transportarea lui în capitală. Cu toate că ar fi fost mai comod, Maurer nu a acceptat să fie transportat cu elicopterul. Anchetarea cazului a continuat până la elucidarea sa. Versiunea oficială pe care am aflat-o direct de la anchetatori a fost următoarea. Un șofer din Bacău, având alături pe soția sa, efectua cu camionul un transport de produse. Parcursese un drum lung și obositor, când a fost atenționat de soție că, trecând pe lângă o mașină a miliției, aceasta semnalizase ceva. Și a continuat mersul, scoțând capul pe geam, tocmai în clipa în care o altă mașină a circulației făcea semne disperate. În acea fracțiune de secundă, a lovit cu camionul trabantul ce staționa și, speriat, a tras instinctiv volanul în direcția opusă, izbind lateral jeepul prezidențial. La tribunal am aflat că fuseseră pretinse daune în valoare de circa 10.000 de lei pentru reparație de Ministerul de Interne, proprietarul jeepului. Sentința pronunțată a constat dintr-un an și jumătate de detenție pentru șoferul camionului. Accidentul suferit de Maurer s-a soldat cu 13 operații, iar Ceaușescu a luat decizia ca fostul premier să beneficieze în continuare de reședințele vechi, șofer, personal de pază și menaj, toate terenurile de vânătoare din România și de o pensie egală cu salariul ce l-avusese. Asemenea generozitate n-a arătat Ceaușescu nimănui. Însă Maurer, convins că avusese parte de un accident aranjat, și-a luat toată viața apoi precauții suplimentare în deplasările cu mașina, după mărturia lui Alexandru Bârlădeanu.